Conducerea Colegiului Național Nichita Stănescu din Ploiești a găsit o metodă inedită de a face cursurile mai atractive pentru elevi. A achiziționat table interactive care îi ajută să învețe la ore mai ușor și cu plăcere. Tabla inteligentă poate fi activată și controlată prin simpla atingere acesteia. Se pot crea diferite documente sau deschide materiale didactice deja existente. Orele de chimie sau biologie au devenit acum o adevărată plăcere și asta pentru că experimentele sunt făcute în mod practic cu ajutorul tablei inteligente. E aparatură de laborator și putem chiar construi experimente, da? Eu atât le văd practic și pe urmă le putem utiliza ca desen. Deci și ce nu se poate face experimental ca experiment practic vizualizat, se poate vizualiza pe tabla smart. Este și mai puțin periculos. Toți sunt mai atenți decât înainte. Că mult mai ușor captezi atenția cuiva arătând imagini, sunete, lucruri interesante decât spunând niște lucruri de teorie. Interactive, nu mai stă nici numai scrisul la tablă, nici predatul. Am început să pună și în programele lecțiile alea cu mișcare, cu de toate, ca să nu ne mai plictisească cu tot scrisul. Ne și ajută, dar deocamdată n-am început să ne prindem cum trebuie cu scrisul la ea. Și la proiecte, că nu mai e hârțogăraia aia multă, genul scoți, îl citești, n-ai înțeles nimic așa, dacă îl faci prezentare, nu știu ce, reții. Deci lecțiile sunt mult mai ușoare din acest punct. Mult mai ușoare și mult mai plăcute, da. Softul tablei este dotat și cu o galerie, astfel încât pot fi accesate hărți direct pe calculator. Tabla are o diagonală de 162 de centimetri și este utilată cu un set de marcare software. Cu ajutorul markerelor se pot face adnotări, observații sau completări chiar pe documentul accesat. Oricum, școala noastră nu este o școală cu probleme de disciplină sau absenteism în rândul elevilor, dar am căutat ca prin acest proiect și prin obținerea celor 13 table interactive să facem într-adevăr orele mai atractive, să-i interesăm mai mult pe elevi. Deja cred că am depășit această etapă pentru că sunt clase întregi de copii care știu singuri să le folosească, să le dea drumul, să scrie niște formule pe tabla respectivă și să folosească programele respective. La Colegiul Național Nichita Stănescu au fost achiziționate prin sponsorizări 13 table interactive, valoarea uneia fiind de 8.500 de lei.